Salutare, dragi tovarăși! Sau am zis bună dimineața și bine ați dat click la un nou videoclip. Dacă tot am jucat 1.6, astăzi jucăm Condition Zero pentru că e unul din jocurile copilăriei mele, pentru că eu am jucat CS 1.6 și Condition Zero când eram mic, foarte multe jocuri știu. Ăsta vă că-i deadmatch, hai să jucăm cu un caracter. Uite, vom juca cu boschetarul ăsta. Văd că am luat, mi-a dat niște arme de pe jos, mersi mult, și deja mi-am luat bătaie pe M4. Și mi-am... Hai să mai jucăm o dată cu M4-ul, ia. Mai merge bug-ul? Și s-a schimbat harta, frumos. Da, nici n-am intrat bine pe server că deja s-a schimbat harta. În principal, jocul ăsta este un 1.6 puțin mai sexy, ca să zic așa. E mai bine texturat. Cred că reculul la arme și astea sunt aproximativ aceleași. Dar să zicem, dacă nu vă place 1.6-le pentru că arată urât, dar totuși vă place stilul de gameplay, da, vă recomand Condition Zero. Dacă, nasol că nu prea poți să-l piratezi, înțelegi? E greu de piratat, că am încercat și eu să-l piratez când eram mic și n-am reușit. Când eram mic, până să mi-l cumpăr pe Steam. Jocul, dacă îl vreți pe Steam, îl găsiți când sunt reducerile de iarnă sau Black Friday sau ceva zi de pomană, habar n-am. Eu l-am luat la 99 de cenți cu 1.6 și Deleted Sins, CS-ul cu story, ca să nu știați de el. Am făcut și vreo două live-uri, parcă, sau nu, am făcut... Aoleu, ăsta are scut. Fiți antenă, îmi place că poți să-i tragi la picioare pe Condition Zero aici. Mă, dar asta e un Dust 2 foarte ciudat. De ce ne bați portalele alea acolo? Ok, dă-te la o parte și tu. Uite, hai să ne băgăm portal. Hup! Nu mă teleportează? Văd că nu. Hai pe ei. Bă, când eram mic jucam foarte mult prostia asta. Îmi plăcea mult zombie și gun game. Mă rog, mai mult zombie. Gun game se juca foarte mult aici. Hai să mai jucăm cu USP și cu SG-ul. Ce ciudat arată SG-ul. Da, măcar armele sunt mai bine texturate și văd că reculul în principal e cam același. Bă, da, dacă tot e deadmatch, putea să-mi dea gloanțe, putea măcar să-mi dea și mie gloanțe înapoi în încărcător când îi împușcam. Zic și eu, nu de alta, să nu mai stau să dau reload. Caracterele, după cum vedeți, sunt alea, cum s-ar spune, alea HD de pe 1.6, că e secțiunea cu să folosești caracterele HD, numai că aici, bă, chiar sunt HD, ce-i drept. Sincer, astea mi se par, cred că, cele mai faine caractere din tot CS-ul. Mai faine ca alea de pe Source și de pe... și de pe Go. Nu știu, astea mi-au plăcut mie cel mai mult. Cel puțin CT-ul mi se pare foarte mișto făcut aici. Bă, tate, bine că dau ăștia, hai să mă mișcăm și cu altceva. Deagle și cu AUG-ul. Ia dăm cu am luat pe U. Bine. Dă-i. L-am luat. Dar cred că tot acolo s-a spawnat sau? Abar n-am. Mai vine vreo? Opa! Așa, hai să dăm un reload. Bă, chiar arată fain armele. Măcar așa știi, nu e chestie să zici că ți-ai băgat un pachet de texturi în CS, în CS 1.6 sau... am făcut double kill? Abar n-am. Ce vreau să zic, nu e HP. Deci ce vreau să zic, nu e chestie să-ți bagi un pachet... Ăsta are VIP, cred, de arată așa. Customizat. Ia să mă bag aici. O, ce mi-a sărit ăsta în față. Haida. Mă, ce mișto. Da, mai bine nu săream acolo. New weapon, hai să mai jucăm cu... Ia mai dă Glock-ul și M4-ul. Cum e animația asta, nu e cea clasică. Văd că merge și bug-ul ăla cu Q. Apeși o dată Q repede. Pardon, click dreapta Q și s-a pus silencer-ul. Ăsta mă bagă? Nu mă bag în portalul ăsta, bine că mă bag în alea din uși. Mă, dar arată foarte mișto ăsta. Mă, ce drept, parcă-s mai familiarizat, mai obișnuit cu grafica de pe ăsta decât cea de pe 1.6. Da, am jucat mult jocul ăsta, câțiva ani la rând l-am jucat, când eram mic și na, mi-a rămas în memorie și în amintirea mea. De când eram mic și n-aveam păr pe puță, pe lângă puță. În fine, build era să știți bulit. Ce vrei mă? Mă, dar ce mișto arată caracterul ăsta. Dacă mai știți jocuri de-astea, cum să spun, care sunt underrated, să mi le spuneți și o să fac episod cu ele. Ar trebui să încerc și live-uri cu jocul ăsta, în caz că, nu știu, n-am chef de 1.6, dar totuși am chef să mă împuși cu careva. Văd că îmi scrie și lumea pe Steam, dar nu răspund acum la nimeni. Bine că îmi scrie toată lumea pe Steam acum, bă, nu mai scrieți, mă vede lumea că mă joc altceva în afară de 1.6 și copilul albastru și urât și gata, toată lumea, bă, ce-i cu tine pe acolo, faci live, filmezi, te joci ceva, ia uite, ăsta mi-a citit gândurile, m-a întrebat dacă mă joc pe zombie sau ceva de genul. Bă, vă rog eu,
Nu-mi dați mesaje când filmez sau ceva. Sau mă rog, puteți să-mi dați mesaje, dar să nu vă așteptați să vă și răspund. Că poate filmez în timpul ăla. Mai pățesc să fiu întrebat când mai intru pe serverul de 1.6. Bă, filmez, bă, ești live, bă, filmez. Dar în general sunt întrebat asta numai seara, când niciodată nu fac live, că mai ia somnul. Numai atunci mă întreabă lumea. Ziua când făceam live-uri nu mă întreba nimeni. O, da, urmele astea sunt de la hartă sau le lasă? Uite, lasă ăsta, cred că e împușcat. Cicea. Armor 93, deci... Alta, da, deci văd că dacă e demejuit, are urmele astea de sânge pe aici. Eu nu las? Eu văd că nu las, spre intact. N-am luat destul de damage. Hai să-mi dau heal, mersi de HP. Ia treci încoace și tu. Au. Ok, ce arme mai avem să vă mai arăt? 5-7, a, ăsta-i dual elite-ul și cu AUG. Hai să jucăm cu ăsta. Ar fi o idee să fac cât un episod cu fiecare hartă Să mai joc o dată jocul cu story și să fac cât un episod cu fiecare... Cum se cheamă? Cu fiecare capitol din joc, fiecare misiune. Da, nu știu câți v-ați uitat, mai ales că l-am făcut toată pe live-uri și ar cam pierde în farmec și cred că e unul aici. Ia de aici. Așa. Eh, bă da, vă că n-au putut să bagi în modul ăla să treci prin... prin coechipier, să nu ai door stack. De Deagle-ul. Deagle-ul arată cam ciudat ce-i drept. Ia să jucăm cu 6, FAMAS. O, cum arată FAMAS-ul și mâna ăstuia. Ia uite-l, mă, joacă cu automata. Ce nesimțit. Fimea ar scârbă de el. Pac. Caracterul ăsta care joacă acum este și în plus față de... Uite, asta este și grenada. S-a văzut? De fapt, asta e cam și o grenadă. Aici grenadele arată altfel. Chiar arată interesant oarecum grenadele, că nu arată, cum zicea Zapi, doze de suc supradimensionate. Dar tot nu prea arată grenadă reală, adică, da. Grenadele din Go și din Surs mi se par foarte, foarte bine făcute. Dacă vă e de, nu știu, de cerințe de sistem, n-aveți treabă. Dacă vă merge Sursul, jocul ăsta vă merge fără nicio problemă. Are cam aceleași cerințe ca și 1.6-le, deci... Și surprinzător, pe cât de vechi e jocul ăsta, sau mă rog, cum de a apărut într-o perioadă în care continuare erau PC-uri destul de slabe, lumea preferă PC-uri destul de slabe. Da, nu erau PC-uri foarte puternice în 2004 sau 2003 când a apărut jocul ăsta. Dar treaba e că arată mai bine ca 1.6-le, dar lumea tot 1.6 s-a jucat și nu s-a jucat ăsta. Nu știu de ce. Că în principal e... se bazează pe același engine. Pe engine-ul de la Half-Life. Surprinzător, pe cât de underrated este jocul, sunt destul de multe moduri și pentru el. Uite, ăsta are nume de Tellerman. Și hărțile clasice, că am uitat să zic de ele, arată diferit față de cele de pe 1.6. Tot așa mai bine texturate și au niște elemente în plus. De exemplu, pe CZDAS2, CZDAS2 sau cum s-o chema pe jocul ăsta, mai ai niște mese, niște cutii în plus, texturi. E mult mai estetic. Nu neapărat realistic, dar este estetic. Era mișto dacă, na, 99-2000 când s-a lansat 1.6-le să fie avut grafica lui ăsta. Poate ar fi atras mai mulți playeri. Și da, surprinzător este, pe cât de urât e 1.6-le comparație cu Condition Zero în continuare, lumea se joacă 1.6. Bine, eu mă joc și Source. Nu e foarte popular Source în România totuși, nu știu de ce. Cred că urmează să fac și un episod de Source și după să fac și un episod cu zombie, cu, nu știu... din astea. Dacă aveți servere sau cunoașteți pe cineva care are servere de 1.6, de Source, de CZ, de orice server de CS și vrea promovare, să mă contacteze, are serverul de Discord în descriere sau Instagram-ul și multe linkuri le aveți în descriere, mă puteți contacta acolo și rezolvăm cu promovările cât a zice pește. Vă fac episoade, live-uri nu pot să fac o perioadă pe YouTube, o să vă fac episoade și rămâne episoadele pe canal și le vede lumea. Poate, nu știu, anunț și dinainte cu vreo zi sau câteva ore că urmează să filmez pe serverul respectiv ca să intre lumea și să mă aștepte la acolo să se joace cu mine. În fine, azi de ce arme mai avem? 9. Astea, de 6 pistoale avem. Hai să luăm 5-7-ul și
Nu, ce mai avem? SG, AVP, Scout, G3. G3-ul cred că e siringa, nu? Nu! E automata, nu joc cu așa. Stai! Ia uite, bă, care laser. Interesant, dar nu vreau. Bă, ăsta, da, 5-7-ul mi se pare cel mai de căcat pistol pe 1-6. Hai să ne pe Condition Zero dacă e la fel de căcăcios. Personal mi se pare super căcăcios. Hai că văd că pot să trag cu el. Așa, mers că m-ai luat. Hai să vedem și alte snipere. 9, pardon, astea sunt pistoale. Dă-mi un pistol. Și AVP, nu e? AVP, uite, AVP, Scout. Ia să luăm, să joc cu scout-ul. Deci văd că toate sniperele au... Hai bă, i-am dat pe lângă. Hai să mai încerc așa cu Red Dot-ul ăsta să fac. Red Dot, cred că Red Dot, nu Red Dot. Laser Dot, așa. Hai bă. Nu pare prea eficient. Adevărul că e mai mare un pic ținta asta decât cea când pui cu click dreapta, da? Se duce în pulă glonțul, nu vedeți? Nea, nu e eficientă. N-a fost, nu, nu e eficient laser dotul ăsta. Opa, i-am dat headshot, i-am dat headshot. Hai să jucăm și cu AVP-ul. Am luat și noi arme la rând. E, AVP-ul nu mai are din aia. Apropo, jocul are și lanternă. Și văd că pe serverul ăsta are o lanternă ciudată, dar interesantă în același timp. La fiecare folosință îi se schimbă culoarea. Interesant, aș putea spune și uite și tu cum am putut să ratez în palul ăsta. Și acum am ratat. N-am mai ratat data asta. Agentul 07. 007, pardon. Ăsta da nume. Hai că vreau să iau toate armele la rând aici, că vă prezint și armele, hărțile nu pot să vi le prezint. Ce să mai make? CS, CZ, great again. Na. Vino și tu, așa. Și să mai dați idei de videoclipuri ce aș putea să mai fac tot așa. Că vreau să postez în fiecare zi pe canalul ăsta, dacă tot nu facem live-uri, măcar episoade să facem. Că și așa ce drept, în ultimul timp live-urile nu prea au mai prins. Episoadele măcar fac vizionări în fiecare zi, după ce le postez. Ceea ce este bine. Sunt curios după ce trece strike-ul, oare când o să fac live-uri. Se vor da notificările ca lumea de la live-uri. Și nu uitați să apăsați și pe link-urile din descriere. Instagram, TikTok, cred că am jucat cu toate armele. Am jucat cu toate? Cred că am jucat cu toate. Hai să mai fac vreo 2 kill-uri și aia e. Ce vreau să zic, în descriere aveți link-uri către toate platformele pe care mă găsiți. Pagina oficială pe care postez din an în Paște. Instagram refăcut, TikTok, cum îi zic eu, TikTok sau TikTok. N-am jucat și eu cu puțulica, cum îi zice Hidden la arma asta. Aia. Da, are Hidden un videoclip în care compara 1.6-le cu Go sau ceva de genul. Și zicea că arma asta, Max sau cum dracu s-o chema, îi zice puțulica. Numai Hidden poate să zic așa ceva, ce să mai, l-a prostit Chrome. Ia de aici. Așa, ia da AVP-ul. Mai fac un kill și cu AVP-ul, dacă e, dacă e. Ce pistol am SP-ul, hai să... Ok, hai că dau bine și cu pistolul. Ba, adevărul e că chiar e USP-ul ăla original de pe 1.6, doar că e textura cum trebuie. L-am luat, mă? Nu cred. Nu l-am luat. Am luat pe ăla. Pe ăsta nu l-am mai luat. Hai să mai încerc să fac câteva kill-uri cu pistolul ăsta. Nu prea am făcut kill-uri cu pistoalele, ce-i drept. Am urât din partea mea, știu. Dar te fă în potecă. Ăsta e VIP. Un accent așa pe P. Oho, l-am luat și pe ăsta, bun. Hai, dăm cu M4. Mai fac 2 kill-uri și... Hai cu AUG-ul. Bă, știți ce n-am făcut eu? Kill cu grenada. Hai să încerc un kill cu grenada. E căcat. Hai mă, ia de aici.
L-am luat? Nu l-am luat. Hai să încerc să... Mă, ce-o sări moațele din ăsta. Moațe, pipotă, ficat, ăsta-i craniu. Bă, ești nebun. Nu pot să-o întorc. Deci numai așa pot să trag. Interesant, interesant. Cam mult durează până bubuie grenada, nu credeți? Ce? Așa, gata. Ia uite, uite aici un copănel. S-a dus dracu și copănelul ăla. Hai să jucăm până murim și încheiem și episodul și asta a fost. Dragi tovarăși, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Sper că vă place jocul. Și dacă, cum spuneam, mai aveți idei de jocuri de-astea să le fac pe canal, de lumea a uitat de ele sau sunt, au fost cândva extrem populare, vă aștept în secțiune comentarii, follow și ce butoane mai sunt la linkurile de mai jos, vă aștept peste tot și cam atât. Ne auzim probabil mâine. Ciao, les!